Zână, geam setat. O văduvă avea două fete, dar pe cât de mult o iubea pe fata ei, care era urâtă și rea, pe atât de mult nu avea la suflet pe fata ei vitregă, care era frumoasă și harnică. Odată femeia o trimise pe fata ei vitregă la izvor după apă. Acolo se întâlni cu o bătrână care îi spuse: "Fată dragă, dă-mi și mie apă din izvorul tău, că tare mi-e sete." Pentru că fata era bună la suflet și ajuta pe toată lumea, o servi pe bătrânică în tocmai ca pe o împărăteasă. "Ia și bea, măicuță, cât îți trebuie." Bătrânica, de fapt o zână, a fost impresionată de bunătatea fetei și, drept răsplată, o înzestră cu un dar neobișnuit. De câte ori fata deschidea gura să vorbească, din gură ieșeau numai flori și nestemate. Vă puteți închipui ce furioasă se făcu maștera când află cele întâmplate. Imediat o trimise la izvor pe fata ei ca să primească și ea astfel de daruri. De data aceasta zâna îmbrăcă straie de împărăteasă. Când o văzu pe fată, spuse: "Fată dragă, mi-e tare sete, dă-mi să beau apă din ulciorul tău." Fata îi răspunse plină de răutate: "Dacă vrei să bei apă, atunci bea din palmele tale." "Nu ești deloc bună," îi spuse zâna, "așa că te voi pedepsi." Începând de atunci, din gura fetei ieșiră numai vipere și proaște râioase, pentru că vorbele urâte sunt ai doma animalelor dezgustătoare. Astfel, fiecare fată fu răsplătită pe măsura purtării pe care a avut-o.